Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rănit de creștini. Tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne. Psalmul 86, versetul 17. Ai fost rănit de un creștin care a ales să te condamne în loc să-ți arate compasiune și să te ajute? Sau de cineva care te-a neglijat când ar fi trebuit să te caute, să te ajute, să te refaci spiritual și să te repună în locul tău de drept în familia lui Dumnezeu? Majoritatea celor ce au fost răniți de alți creștini ar putea convinge cu ușurință un juriu că nu ar fi trebuit să se întâmple așa ceva. Așa și este, nu ar fi trebuit. Dar s-a întâmplat și nu se va schimba nimic încercând să retrăiești experiența. Tu însă vei fi schimbat, dar nu spre bine. Oprește-te și gândește-te. Dacă ai fi bătut și dus la spital, nu ți-ai petrece tot timpul gândindu-te obsesiv la persoana care te-a snopit în bătaie. Nu. Principalul tău obiectiv ar fi să te refaci cât mai repede posibil și să mergi mai departe. În mod ironic, atunci când avem răni fizice, căutăm ajutor numai decât, dar cu rănile emoționale suntem tentați să ne concentrăm asupra problemei și nu asupra soluției. Așadar, ce vom face noi? Iată ce variante ai. 1. Să o repeți. Când vorbești mereu cu alții despre ce s-a întâmplat, îi dai durerii tale putere și o ții în viață. O altă variantă, a doua, să o reprimi. Așa a făcut David. Câtă vreme am tăcut, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Psalmul 32, versetele 3 și 4. O a treia variantă, să o procesezi. Asta înseamnă să fii dispus să scoți la lumină domeniile în care ai fost rănit și să-ți deschizi inima pentru a primi harul lui Dumnezeu. Atunci vei descoperi că El tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile, conform Psalmului 147, versetul 3. Și a patra variantă, să o împărtășești cuiva. Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Iacov, capitolul 5, versetul 16. Dacă ești înțelept, vei alege variantele 3 și 4.